10 țări europene, printre care și România, își pun speranțele în gazul azer pentru a înlocui gazul rusesc. După finalizarea acordurilor, gazul ar putea să ajungă la noi prin noul interconector Grecia-Bulgaria, care va fi inaugurat pe 1 octombrie. Miniștrii energiei și responsabilii în domeniu din toată regiunea, cât și reprezentanții ai Turciei sau Azerbaidjan, s-au întâlnit la București pentru a stabili cum se va împărți gazul în plină criză energetică. Toate țările europene au făcut eforturi în această vară să își umple depozitele de gaze, astfel că nivelul de stocare a depășit 85%. Însă, această cantitate reprezintă mai puțin de jumătate din totalul consumului, așa că nevoia de importuri este încă mare. Și România ar avea nevoie să importe gaz în cele 5 luni de sezon rece, din octombrie până în martie. Consumul pentru această perioadă este estimat la peste 80 de teravați-ori, arată datele din ultimii 2 ani, în timp ce producția internă și gazul depozitat până acum nu ajung la această cantitate. Ar fi nevoie de importuri de aproximativ 6 teravați-ori, adică aproape 8% din necesar, potrivit estimărilor. Totul depinde însă de consum și de vreme. Dacă vom avea o iarnă blândă, rezervele de gaz ne-ar ajunge. Însă, dacă va fi foarte frig, am putea avea nevoie și de mai mult. O soluție ar fi gazul azer. Ministrul Energiei din Azerbaidjan a declarat că țara lui va livra cu 40% mai multe gaze către Uniunea Europeană. We will do our best, but everybody has to understand we have at least 10 countries in Europe that apply to Azerbaijan and we try to best to do our best, but with Romania we are strategic partners. Gazul azer ar urma să ajungă la noi prin noul interconector Grecia-Bulgaria. Oficialii au anunțat inaugurarea finală după alte deschideri parțiale pe 1 octombrie. Which means that commercial quantities of gas will start flowing through the pipeline. Will allow gas from Greece and potentially also from Turkey to flow through transit through Bulgaria and to Romania and other countries. We all has a will to cooperate and all has a will to find the solution in order to secure the supply for short term, for this winter and for medium and long term. Pentru asta este nevoie însă de acorduri de tranzit din mai multe țări. Problema adevărată va fi de văzut cât va fi disponibil pe această conductă pentru a ajunge inclusiv în România, deoarece situația este momentan mult mai gravă în Bulgaria. Mai mult, miniștrii energiei din regiune au discutat cu oficialii de la noi și despre solidaritatea între țări. În caz de nevoie, ne-ar putea ajuta și vecinii. În primul rând, se vorbește despre o colaborare între România și Republica Moldova, țară care se așteaptă de luna viitoare la o sistare completă a gazelor rusești.